Domnule președinte, haideți în primul rând, bună dimineața. Ne spuneți cum a fost vizita la Kiev. Am, după cum bine știți, am avut împreună cu primul ministru al României o vizită oficială în Ucraina, mai exact la Kiev, unde ne-am întâlnit cu toți factorii decidenți din Ucraina în acest moment, respectiv cu primul ministru, cu președintele Parlamentului și cu președintele Ucrainei. A fost o agendă destul de încărcată, cu teme comune abordate cu cei trei înalți oficiali, respectiv românii din Ucraina, situația războiului cu incorrect dus cu Rusia, anumite probleme economice și de relații între România și Ucraina, gestionarea refugiaților ucrainieni din România și care sunt etapele și unde poate statul român din acest moment să ajute mai mult Ucraina, aflată sub o agresiune total incorrectă din partea Rusiei și total ilegală. De ce n-ați mai plecat și cu Florin Câțu și ați plecat cu o zi mai devreme cu premierul? A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu primul ministru. Nu vă pot ascunde faptul că a fost informat și președintele României, domnul prim-ministru, având un mandat de la președintele României, și a fost un semnal clar, pentru că atât eu cât și domnul prim-ministru, în afară de funcțiile de președinte al Camerei și de prim-ministru, eu sunt președintele Partidului Social Democrat, iar domnul prim-ministru este președintele Partidului Național Liberal. Și a fost un semnal, fiindcă știți la fel de bine ca și mine, că Parlamentul României reprezintă voința poporului respectiv, și am fost cu o majoritate parlamentară și politică în Ucraina, fiind împreună în aceeași delegație, de peste 65%, peste 65% din Parlament, lucru evidențiat, să știți, și de către președintele Parlamentului, cât și de președintele Ucrainei. Când ați anunțat pe Florin Câțu că veți pleca cu premierul Nicolae Ciucă și că nu veți mai merge cu el? Domnul președinte Florin Câțu, am avut împreună o discuție pe telefon înainte de a pleca eu împreună cu domnul Ciucă. Mult timp înainte de a pleca l-ați informat? Și care a fost reacția domnului Câțu? Pe 14 martie, dumneavoastră spuneați că veți merge împreună cu Florin Câțu, pentru că așa este normal ca șefii Parlamentului, șefii celor două camere, să meargă împreună. Este declarația dumneavoastră? Era normal, pentru că amândoi am fost invitați de către președintele. Între timp, pe căile diplomatice, s-a creionat această deplasare împreună cu primul ministru și, din punctul meu de vedere, corectă, ținând cont, repet, de semnalul politic pe care l-a dat România. A fost invitat în această delegație la care ați participat. Că au susținerea la peste 65% din Parlament în acest moment în România. De ce nu a fost invitat în această delegație și cu premierul? Pentru că domnul Florin Câțu a avut un program comun cu președintele Parlamentului din Elveția, Macedonia și, din câte ce aveam eu informații, n-am apucat să vorbesc cu domnul președinte Florin Câțu și cu primul ministru al Bulgariei. Florin Câțu a avut mandat din partea... Dumneavoastră spuneați că premierul a primit un mandat din partea președintelui României, Klaus Iohannis, și președintele este atributul politicii externe. Cred că este corect. El a avut, da. Nu Florin Câțu a avut un lucru. Mandat cred din partea președintelui. Cred că domnul Florin Câțu este cel mai în măsură să vă răspundă la acest lucru, înțeleg? Dar sunt ferm convins că a avut un mandat din partea Senatului și discutat în biroul permanent. Mai are semnătate în momentul de față vizita pe care a făcut-o după dumneavoastră președintele Senatului? Categoric da. Categoric da, repet, domnul Florin Câțu a făcut parte din cu totul alt scenariu, un scenariu mai amplu cu alți președinți de parlamente europene. Ce înțeleg ucrainienii, domnule Ciolacu? Ce înțeleg ucrainienii, oficialii ucrainieni? Este corect. Faptul că din partea statului au înțeles foarte două bine. Două delegați în două repet, zile diferite. Repet, chiar dacă nu, și cred că devenim un pic cam mult, vreau să zic, cărcotași. Înțelegeți că au fost două delegații cu două obiective total separate. O delegație politică reprezentând președinții celor
două mari partide din România, având o majoritate de peste 65% în Parlament și primul ministru cu mandat din partea președintelui, cum este și corect și normal, deoarece a fost întâlnirea și cu președintele Ucrainei, și o delegație la nivel european formată din mai mulți președinți de parlamente. Este corectă abordarea și, dimpotrivă, noi având, cu cel puțin eu personal, cu președintele Parlamentului, am avut discuția, urmează a doua zi să vină domnul Florin Cățu. De liderea coaliției de guvernare, împreună cu premierul, a spus că ați discutat și probleme economice pentru România. Ce ați discutat cu premierul Ucrainei și cu președintele? Știți foarte bine că cei mai mari producători și din zona materialelor de construcții și din zona de îngrășăminte și pesticide este Ucraina. Ca să nu mai vorbim, cel mai mare producător de floarea soarelui și așa mai departe. Este normal să ne ceară Ucraina ajutor să își poată exporta bunurile în continuare și statul să funcționeze în continuare. Oricum nu funcționează la parametrii care erau obișnuiți, fiindcă totuși sunt într-un război. Dar este normal să-i ajutăm să-și scoată produsele din Ucraina și ele să fie exportate mai departe către statele interesate. Și deja, împreună cu primul ministru, care a avut, înainte de a pleca, și o discuție cu domnul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a dus deja cu multe soluții pentru a facilita acest lucru. Oficialii ucrainieni au cerut inclusiv încă o dată armament din partea țării noastre și am văzut că ieri premierul Nicolae Ciucă spunea că analizează această solicitare. Ce vor face autoritățile române? A fost această discuție, cum este normal să o avem. În primul rând, să existe și un cadru legislativ și să vedem și evoluția din Ucraina. Suntem pregătiți să livrăm armament Ucrainei? Sunt ferm convins că România este pregătită dacă vom intra într-o astfel de etapă și vom lua o astfel de decizie. Da, vom livra. Ucraina a cerut. Florin România, Cățu, după întoarcerea, România este pregătită, spune că ar trebui să oferim mai mult ajutor. Avem armament greu? De aceea s-au făcut aceste deplasări, ca să oferim mai mult ajutor, să punem la punct anumite aspecte pe care nu se puteau decât prin întâlniri face-to-face și, dacă va fi nevoia, România va lua această decizie. Ce fel de armament greu ar putea să trimită România? După cum bine știți, nu sunt un specialist în armament, nici ușor, nici greu. Dâncu, și n-am avut această plăcere de a vorbi cu domnul Dâncu, dar România trebuie să fie pregătită legal și cu o decizie politică pentru o astfel de din punct de vedere legal. Părerea mea că România este pregătită în orice moment în acest moment. Ați văzut consecințele pe care le-a suferit Polonia, că Rusia a asistat livrarea de gaze. Noi ne asumăm această... Da, trebuie să ne asumăm, mai ales făcând o paralelă cu ceea ce și-a asumat Ucraina. Dacă dorim ca țările civilizate să dea un răspuns pe așteptările poporului ucrainian și pe așteptările națiunilor civilizate. Aceste agresiuni total ilegale și incorrecte din partea Rusiei și să descurajăm o eventualitate altor atacuri asupra altor state nemembre ale NATO, trebuie să fim hotărâți. Am văzut, știți că în delegație a fost și domnul ministru de externe și am analizat în timp real tot ceea ce s-a întâmplat. A fost mai mult o provocare și o încercare de a atrage o zonă de conflict nouă. Cred că împreună cu președintele Senatului o să facem foarte curând o întâlnire la nivel parlamentar cu Republica Moldova. O să vedem, o să hotărâm unde va avea loc această activitate. Veți merge împreună sau separat? Cred că întâlnirea va avea loc în România, urmând să decidem dacă va avea loc la ea. Vom vedea întâlnirea
dacă vor fi la nivelul birourilor permanente reunite sau vor fi și cu comisiile, cel puțin cu comisiile externe categoric. Trebuie acum, să avem. Luna mai, sau noi dorim într-o săptămână, două să aibă loc această activitate. Eu m-aș întreba dacă la nivel extern s-a înțeles această vizită externă, la nivel intern și mai ales în coaliție. Ce ar putea să însemne această chestiune care ar putea să fie văzută ca o ruptură până la urmă, că, da, apropierea de... Între cine? Eu văd că trăim într-o... Începem să trăim într-o Românie normală, promisă de către cineva, dar neoferită, dar văd că cu această ocazie începem să intrăm într-o normalitate și ce mă bucură mult, răspunsul președintelui Ucrainei în ceea ce privește minoritățile și abordarea că în acest moment să lucrăm împreună cu președintele Parlamentului să modifice legislația pentru țările vecine, astfel încât abordarea să fie, chiar așa s-a exprimat, în oglindă, exact cum este legislația în ceea ce privește minoritățile din România, să fie și legislația în ceea ce privește minoritățile din Ucraina. Ce drepturi să fie respectate din toate drepturile pe români, toate drepturile pe care le au minoritățile din România să le aibă și românii din Ucraina. Și presupun și nu numai că nu se poate face o diferență. Singurul lucru pe care l-a evidențiat președintele Ucrainei a fost că să fie modificată această legislație pentru, în primul și în primul rând, pentru țările vecine, aici referindu-se foarte clar la România, Moldova și Polonia. A fost o recunoaștere din partea oficialilor ucraineni că drepturile etnicilor români din Ucraina nu au fost respectate? Nu, a fost, trebuie să înțelegem că am intrat, și de aceea a fost și ministrul de externe. În acest moment, relațiile bilaterale între România și Ucraina au intrat într-o nouă etapă foarte avantajoasă celor două popoare. Și obligația oamenilor politici este de a gestiona acest lucru și de a deveni o permanență și o abordare corectă ce se întâmplă acum între România și Ucraina și eu sunt foarte încântat de abordare. Având în vedere ce s-a întâmplat cu Bulgaria și cu Polonia, care au rămas fără gaz rusesc, discutați la nivelul mult mai mic, într-adevăr. Dependența României, momentan noi nu luăm gaze din Rusia. Știți că Black Oil deja într-o săptămână europene să asigurăm și pentru celelalte țări în cazul în care în primul rând noi avem o obligație și a fost pe agenda de discuție o obligație majoră față de Republica Moldova. Și a existat chiar și cu președintele Ucrainei o discuție aplicată în ceea ce privește Republica Moldova și cum putem poate împreună să asigurăm, ținând cont de contextul dificil prin care trece Ucraina, să asigurăm necesarul de gaze și Republicii Moldova. Anumite state din Europa Centrală și de Est au semnat pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, separat de Republica Moldova și de Georgia. Noi, ca poziția României, rămâne că Ucraina... Poziția României este foarte clară ceea ce privește pachetul de state care trebuie să adere la Uniunea Europeană. Deci România doar împreună... Este Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Dacă ne uităm pe hartă și înțelegem contextul geopolitic întreg, aceasta este abordarea corectă din partea unui stat de dimensiunile României. Aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți, legat de un proiect care a fost semnat de mai mulți parlamentari PSD, PNL și UDMR, care prevede creșterea plafonului pentru încredițările directe de contracte de la 1 milion la 5 milioane de lei pentru contractele de lucrări. Am înțeles. Cred că a existat și un comunicat de presă din partea Partidului Social Democrat. Nu, eu personal, nu, și vă spun că Partidul Social Democrat nu va susține o astfel de modificare legislativă. Printre măsurile care erau anunțate înainte... Câteodată ce pare frumos și ușor, s-ar putea să fie o cauză, să aibă niște efecte total de secretare asupra administrației. Cred că care au semnat acel proiect nu v-au spus cred că au venit, care cred au... că nu s-au discutat la nivel, stați că nu sunt aberații.
propunerea aberații legislative. Acelea se discută cu liderii. Eu nici nu pot să opresc voința unor parlamentari de a depune proiecte de lege, dacă nu sunt aberații. Și atunci e... Dar decizia politică la votul final se ia în cadrul grupurilor parlamentare. Bogdan Licu, cum ați ajuns la această propunere, domnule Ciolacu, pentru Curtea Constituțională? În primul rând, știți foarte bine că, cred că de 6 luni sau un an de zile, eu personal am depus o inițiativă legislativă de depolitizare a CCR-ului. Văd că numai după ce Partidul Social Democrat a fost acuzat așa, într-un mod violent, de către anumite formațiuni politice, chiar dacă sunt acum membri ale coaliției, că politizăm această instituție, eu am depus o inițiativă legislativă ca să propunerile partidelor să nu fi făcut parte în ultimii 10 ani, conform recomandării Comisiei de la Veneția, dintr-un partid politic sau să fi făcut politică la un anumit nivel. Bun, dar în țara asta sunt mai ales parlamentar. Și atunci, și atunci am venit cu o propunere din zona magistraților, nu a oamenilor politici, pentru CCR și mi-asum această propunere. Vă aparține această propunere? Categorică, dar și eu am avut un cuvânt greu de spus în ceea ce privește. Posibilitatea amânării ratelor figura inițial în pachetul de măsuri care trebuia anunțate. Știți, există actul normativ făcut și în acest moment este pe agenda coaliției. Și ce? Este în analiză? Sau care? Nu a fost o urgență. Important a fost că am anticipat că avem nevoie de un astfel de act normativ poate în viitor. Vedem dacă este nevoie sau nu este nevoie. Repet, acum sunt și sub impresia celor văzute în Ucraina și a cifrelor discutate cu primul ministru în ceea ce privește PIB-ul Ucrainei. Vreau să vă spun că România este într-o poziție solidă economic, ținând cont de contextul internațional. Vreau să vă uitați un pic pe cifrele din Franța și pe situația inflației din anumite state din zona euro. Și să vedeți cât timp nu încercăm și consolidăm locurile de muncă. Deschidem noi șantiere și guvernul, după o discuție în coaliție și o decizie în coaliție, a luat astfel de măsuri să se continue toate investițiile, atât din fonduri bugetare, cât și din fonduri europene, cât timp consolidăm locurile de muncă și inflația nu vine la pachet cu șomaj, România rămâne în continuare o țară foarte stabilă economic, ținând cont de contextul actual. Tot pachetul care va fi pus în aplicare, cel puțin până la 1 iunie, va veni și cu combatere a acestor escaladări a prețurilor și eu cred că va fi foarte eficient. Și noi măsuri economice pentru sunt realocări din Ucraina, știm și noi, știa și președintele Ucrainei acest lucru și primul ministru. Acum să vedem dacă sunt pe o perioadă temporară sau o perioadă mai lungă. Vreau să vă spun că sunt multe companii care vin din Rusia. De aceea a venit acea cifră, poate câteva miliarde de euro nu reprezintă mult, dar dacă iei procentual, s-au mărit deja investițiile în România pe primele 2 luni ale anului cu 10%, sunt investiții străine directe mai mari în România, este un semnal puternic, anumite companii vin în acest moment către România. Vreau să vă mai reamintesc un lucru, faptul că Ucraina este unul dintre cei mai mari producători de energie electrică. Un lucru foarte interesant pentru România și pentru contextul actual. Reconversia economiei către una de producție și nu de consum, pentru că până acum creșterile economice s-au bazat doar pe consum. Nu numai. În principal. Asta e motorul de creștere de ani de zile. Spuneți că în acest pachet de măsuri pe care l-ați luat, uitați-vă la importul de materie primă pentru industrie anul trecut, prin iunie-iulie. Adică sunt mai mulți indicatori care ne arată nu a fost numai... Măsurile ați văzut că sunt pentru prima oară, sunt mai multe pe zona economică decât
pe zona socială, ținând cont și de faptul că când am intrat la guvernare în această coaliție, am venit și cu obligativitatea unui pachet social pus începând cu 1 ianuarie. Și era normal ca acum să predomine zona economică mai mult și mai ales industria alimentară. Iar acea decizie cu bonus de 10% pentru ce se procesează în România este foarte importantă. Cu adevărat, n-au efecte în aceea zi. Dar, ținând cont că suntem la începutul anului agricol, vom vedea aceste efecte. Legea offshore, pentru că trebuia este procedură de urgență și deja este la Senat. Depusă de 2 săptămâni. Păi nu știu domnul. Dacă e de 2 săptămâni, este la Senat, o aștept. Nu e depusă de 2 săptămâni. Ne încadrăm. De 2 săptămâni e depusă. Ne încadrăm. Eu am promis cu domnul prim-ministru și cu președintele Kelemen Hunor că o depunem în săptămâna respectivă. Prima cameră sesizată, știți foarte bine că este Senat, o aștept de la Senat. Aviz de la ministere, o aștept, dar nu trebuie să avize de la ministere, pentru că este o inițiativă a trei parlamentari. Nu este o propunere legislativului. De ce nu grăbește lucrurile? Nu, presupun că zilele acestea se rezolvă și să avem votul și din Senat. Mulțumesc mult, are de tot.